Anul trecut, în județul Hunedoara au fost emise 22.824 permise de conducere, iar potrivit datelor statistice, în județ există puțin peste 181.000 deținători de permis, dintre care peste 95% pentru categoria B. Anul trecut, 13.470 de hunedoreni s-au înscris la examenul pentru obținerea permisului auto, însă mai puțin de jumătate dintre candidați au reușit să treacă de proba teoretică. Potrivit datelor oficiale, date publicității de Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculări autovehiculelor, puțini sunt hunedorenii care au aptitudinile necesare pentru a deveni șoferi, chiar dacă își doreau foarte mult acest lucru. Mai exact, la proba teoretică au fost examinați 13.470 candidați, fiind declarați admiși 6.063, procentul de promovabilitate fiind de puțin peste 45%, iar la cea practică au fost examinați un număr de 11.434 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 57,67%. Anul trecut în județul Hunedoara au fost emise 22.824 permise de conducere, iar raportat la datele ultimului recensământ, 50% dintre cei 361.657 de hunedoreni cu domiciliul stabil în județ au permise de conducere auto, marea majoritate pentru categoria B.